suflet. Treaba asta, nu-mi place să merg în locuri unde doar așa sunt chemat să fiu și eu la număr. Sunt recunoscut pentru două petreceri de la care am plecat cu vinul pe care l-am adus, pentru că mi s-a părut că e mai scump decât merita petrecerea. Am băut de la alții și am plecat cu al meu înapoi acasă. Și sunt recunoscut și pentru faptul că am chemat oamenii acasă de mai multe ori și m-am dus să mă culc înainte ca ei să plece, lăsându-le cheia. Chiar de ziua ta. Hai să nu dezvoltăm... Nu, chiar de ziua ta, că te-ai dus să joci FIFA cu Iulian Moga. Da. Și ați plecat certați. Așa este. De ziua ta și le-ai dat afară din casă, practic, de ziua ta. Păi dacă vreți să continuați petrecerea, voi rămâneți, mă duc să mă culc. Care e problema? Păi vreo două agenții de publicitate cu tot cu client, că l-au enervat și era trecut de ora lui de somn. Și la nuntă... A, și la nuntă a chemat jandarmii. La nuntă ne-a dat afară, ne-a zis la două. Nu e adevărat. Pleca microbuzul de Berceni la ora stabilită. Păi nu stăteam în Berceni, Dani. Păi da, plecau ceilalți nuntă așa. Și ce dacă? Noi puteam să mai stăm, aveam da, ne era somn și mie și lui nevastă. Mamă. Și dacă pleacă Miri, ce mai faceți? Dar la nunta lui frate, tu cât ai stat? Am stat destul, doar că am lipsit câteva ore. Ce înseamnă destul? Nu, că se uită și nu trebuie să știe. Cât? Hai că s-a prescris. Câte ore ai stat? 3. Băi, ca să înțelegi, avea Antonia concert și n-avea cine să-i dea drumul la play, că nu, pe vremea aia nu era celebră. Am înțeles. Și m-a rugat să dispar câte așa la un club din Timișoara pe care îl cunoșteam foarte bine. Și m-am dus să-i dau play-urile, care era problema? Dar cât ai stat la nuntă? Ei, am stat. Cât zi? N-am prins arma. 20 de minute. Am stat până a vrut tata să jucă în jocul ăla. Eu țară Văru și tu îmi spui cum îl cheamă. Dar la Ioana Mare, Gelu Voicu cânta și noi ne uitam la meci pe hol, cum am băi, putea? la Ioana Mare și acum în crapă brazul, cred că a fost ultima nuntă la care am fost. Așa e, da. Băi, să vă explic, eu am făcut niște eforturi majore să ajung la Ioana Mare la nuntă. Să vă explic de ce, eu nu merg la nuntă, dar fiind colega noastră și toată ziua cu noi și ne vorbea și în cască pe atunci, am făcut un efort. Eram la enduro lângă Buzău, ne-a prins o ploaie tradițională și ne-a despărțit. Deci doi au căzut pe o parte a muntelui și eu m-am dus pe altă parte a muntelui. Și am ajuns într-un sat. Eram plin de noroi și m-au dus niște băieți, le mulțumesc și acum. Nu erau toți în toate apele. Da, acolo la țară nu se pune. M-au dus cu un Golf 2 pe niște cartoane, că eram plin de noroi și mi-am lăsat motorul în alt sat. Am ajuns foarte greu să fac un duș, nici nu cred că l-am făcut. M-am îmbrăcat frumos și am ajuns la nuntă. Problema era că era finala Champions League. Așa că, pe disperarea Dănuței, mi-am lăsat sacou să pară că sunt acolo și m-am uitat. Ce să fac eu dacă finala, ce se aminte, a fost cu prelungiri, mă. Deci 120 și-au tras vreo 20 de lovituri de la 11 metri. Nu e medic, a fost prelungiri, a fost penaltiuri. Da. Și după am descoperit că mi-e foarte somn. Mi-am luat sacou și am plecat. Dar am lăsat plicul. Cred că 6 minute am stat acolo. Unde hai că oamenii și-au făcut o idee despre tine în 16 ani. Nu-mi plac nunțile, Răzvane. Ai fost la mai multe ale tale decât la alții. Adina, te-ai gândit să te măriți? Că vreau să spun de acum că sunt ori în concurs, ori sunt bolnav în weekendul ăla. Ori se operează. Până dimineața nu m-am gândit, adică m-am gândit, dar n-am avut, nu știu ce n-am avut. N-ai avut șinșila. Exact, n-am avut mânecuțele. Am înțeles. Bun, cum arată ziua de astăzi? Astăzi, după cum spuneam și mai devreme,